Pirații din insulele internet nu-ți cer doar datele cardului și atât. Mai au și alte metode iscusite ca să te facă să le dai banii. E posibil să dai de pirați pregătiți să-ți fure datele cu link-uri false. Fie că ești vânzător sau cumpărător, aceștia îți trimit link-uri către site-uri clonă, pe care te încurajează să intri ca să primești sau să trimiți banii. Uită-te la adresa website-ului în bara de navigare. Ea trebuie întotdeauna să fie securizată. Apoi, mare atenție la numele site-ului. Verifică întotdeauna URL-ul paginii pe care urmează să dai click. Deschide o pagină nouă de internet, intră pe pagina oficială a site-ului și verifică formatul acesteia. În cazul unui atac, adresa pe care urmează să dai click nu va corespunde cu cea corectă. Nu deschide atașamente, nu da click pe butoane sau pe link-urile primite de la persoane străine. Nu îți introduce niciodată datele cardului pe un site primit pe rețelele de socializare și nu autoriza plăți pe site-uri necunoscute. Nu acționa din impuls și nu ceda presiunii cumpărătorului sau vânzătorului. Cele mai reușite atacuri se bazează pe crearea unui sentiment de urgență, pe crearea speranței că vei obține câștiguri financiare rapide sau chiar pe frică. Fii cu ochii pe pagina noastră și află cum te poți feri de pirații din insulele internet.